Auziți, dar Mădălina spunea că Rareș ar fi mult prea mic pentru Mariana, că ea-și dorește familie, copil, are deci 26 zero. De ani. Păi nu, că dacă le apă Rareș are deja copil. Nu-i mai trebuie copil, are deja copil. Asta e puțin mai copil, ești un an mai mare decât mine, dacă îi s-o luăm așa. Ai 23. Păi 23. Da, 2 ani mai mare decât mine. Bă, de la 23 la 20. Până acolo, nu, e ca și cum tu ai avea 28 și eu aș avea 21. Fii atent. Fii atent, nu, fii atent tu. Fii atent tu, că eu iau logic. Pentru Mariana. Având în vedere că are 26, tu ai 20 în momentul okay. de față. Ok, și tu ai 20. Eu am 23, știe, 3 ani diferență, la mine 6 ani. Da, mă, dar tu ai vârsta asta degeaba, comănici, despre asta ai vorba. Marinescu, Marinescu, prietenul meu. Marinescu, le-ai tinchit, hai pe tine, tai cu minte. Am văzut. Tu vezi, Rareș, că nu știi ce vrei. Doamna Cristina, două zile la rând te-a întrebat. Nu știu ce. Foarte mă, Mihai. O vrei sau nu vrei pe Mariana? Cum a întrebat pe mine. O vrei sau nu pe Alexandra? Bravo, iubirea mea, bravo, iubirea mea, așa. Și după spui că, îți repet, Mariana chiar vrea o familie, vrea copil. Wow! E normal, o femeie la 26 de ani, 27 acuși. Adevărat. Ce ai vrea să se bage cu păpușile? Dar nu, în ultimele două săptămâni, ea ce-mi spune mie în fiecare zi? Noi nici măcar nu mai prea vorbim la telefon. Dacă tu știi ce vrei de la viață, dar ce zici, Rareș, și nu mă fă să vorbesc, că după ce că mă simt foarte rău, lasă-mă. Sper să semene cu comunici, copii. Gata, liniștiți-vă. De ce spuneai despre Codruț că este mincinos? Da, este, doamna Cristina. De ce? Pentru că mă enervează că vine și afirmă că ea luptă și o vrea pe Alexandra în viața lui și el nu face nimic. Vedeți că de toată săptămâna asta n-a făcut nimic. Nimic. Se duce la Mariana, se lasă pupat de Mariana, se lasă curtat de alte fete și el o vrea pe Alexandra. Pe bune, vrăjel din astea nu înghițeam nici când aveam 17 ani. Dar ți-ar plăcea să mai lupte? Nu. Pentru că ai spus că n-ai mai vrea nu. Să-mi păi, dar nu vreau să mai pronunțe numele. Pentru că este un mare mincinos. Asta este ideea. Dar de ce mă jignești acum? De ce mă copii? Te deranjează adevărul? Asta lui Cristi, ierți, nu mă deranjează cum mă tratezi așa. Te deranjează adevărul, stai liniștit acum. Se mânghi și pe ei. Mă rănesc sentimental. Hai, lasă vrăjelile astea, că ți nu se pare că se leagă de povestea voastră din trecut clar. Pentru a rămâne da, aici? Da, clar. Like. Te-am întrebat dacă ești bine și era important pentru mine tu da, să înțelegi eu, asta, eu nu toată lumea. Doar să fii în emisiune cu mine, nu cu toată lumea, că nu mă interesează, să fii în emisiune cu mine, cum ai fost și când am vorbit. Stop. Puțin că eram datoarea Andradei de mai devreme. Încercai să-i spui ceva lui Mihai. Ah, da. Ia. A, chiar. Mihai. Da, chiar. Ia. Vreau să te întreb de ce e supărat azi, că ai zis că ai și zile proaste. Și ah, mai sunt și supărat din când în când. Păi, dar de ce? Dezvoltă, Mihai. De ce? Păi, pus punct. Am și eu niște chestii în minte și nu pot să le spun. Păi, pus punct. A, sunt personal. Ce te-a supărat? Nimic, ca doamna Cristina. Tot e ok. Ai zis că ai zile proaste. Ai și tu zile proaste. Da, da, nu pot să spun doar la Cristina. Ai zis că astăzi nu ai argumente, pentru că ca și cum ar fi o zi proastă. Și te-am întrebat ce... Pus tu punct, Andrada, asta era. E pus tu punct. Bun, dacă nu vrei să ne spui, eu nu insist. Vă zic eu, i-a pus Andrada punct. I-a pus Andrada punct. N-ai vorbit toată ziua, ia și vorbești. Asta o să vorbesc mâine. Punct! I-a pus Andrada punct, asta e. A, ăsta este motivul? Nu știam. Mihai, ești dezamăgit pentru că Andrada nu te-a primit în viața ei așa cum visai tu? Da, na, nu vis... Doamna Cristina, acum nu visam, dar speram ceva acolo. Doamna Cristina, și? Lasă-l mă pe, lasă-l mă pe el, mă. Doamna Cristina. Vreau să mă ia acasă, doamna Cristina. Că cu cât mai tare o să-l refuze Andrada, cu atât mai tare o să lupte mai forță. Doamna Cristina, ei o dau tot pe varianta aceea, că de ce nu mă dau tot pe Andrada. Ei vor acum să caute subiect de discuție ca să mă lime pe mine în gală. Eu m-am prins de șmecherie, dar nu merge. Dacă l-a refuzat, ar trebui să lupte mai intens. Vezi, mai Mihai, dacă nu te înțelegi bine cu băieții, dar fetele nu trebuie să mă înțeleg bine, doamna Cristina. Cum luptă cu Andrada, ceva de genul. Nu trebuie să mă înțeleg bine, că nu mă interesează ce spun băieții. Da, auzi, Codruș, ce zice Alexandra, că tu dai sfaturi, dar nu ești în stare să faci nimic. Ei, asta e părerea. Dacă nu vrei să mai faci... Doamna Cristina, știu că pe locul 2, pentru Mihai, Alexandra, are altă treabă, care știu că îi plăcea lui, ar fi Maia, din câte am înțeles. Că dacă nu ar fi fost, nu, dacă i-a zis... Aia. Mai lăsați-l, dați pace lui Mihai, pentru că săracul este supărat și nu aș vrea să-l rănim și mai tare decât este. Maia, dacă nu merge cu Maria, astăzi ai plâns. Mă
Te-am văzut supărată. Nu plâns. O plâns. După care am înțeles de ce. Că Alexandru ar fi dezvăluit ceva din ceea ce voi ați vorbit. A fost o mare parte o criză, a fost o criză de nervi. De dar ce? Ce a spus Alexandru a fost unul din motive, dar nu a fost. N-a fost principalul? Da. Și atunci, ce te apasă? Nimic, a fost doar o criză de nervi. Nervii provin undeva. Pantofi. Da, v-am mai spus, nu m-am așteptat că o să spun asta aici. Ce? Și am spus și lui. Dar ce a spus? Că a vorbit, vorbit acasă. Domnișoara Cristina. Da. Vreți să vă explic? Ia a vorbit acasă. Situația a fost în felul următor. Astăzi, pe conexiune, eu am spus așa. Mulțumesc. Ieri. Astăzi. Zi. Ieri. Îi mulțumesc. Astăzi. Hai mai Mariei. Îi mulțumesc Mariei că a fost singura fată din casă care mi-a scris după conflictul cu Marinescu și m-a întrebat dacă sunt bine. Și pe ea a deranjat. E ceva, vă întreb, e ceva cu care să... E deranjată? Nu știu, Alexandru, voi știți. Adică, domnișoara Cristina, eu am ajuns la concluzia asta în momentul de față. Ea nu vrea să vorbească cu băieți afară și nu vrea să se aducă în emisiune. Probabil are altă ocupație în această emisiune. Adică? Păi are altă ocupație, se ocupă de casa fetelor, se ocupă să se certe. În momentul în care vin să vorbesc cu ea de 3-4 ori de... Când am mers să vorbesc cu ea, 3 sau 4, de fapt 4, era ocupată sau era nervoasă și nu putea să vorbească pentru că era nervoasă, atunci mă scuzați pe mine, dar să nu mai spună că eu nu arăt nimic. Deci ia uzi, Maria. Spune. Eu am înțeles și vreau să las situația așa. Da? Da. El dacă consideră că așa e corect... Nu. Uite, mie, asta nu-mi place la tine. Nu dacă el consideră. Tu ai spus, nu el consideră. Ție îți place de mine, înțelegi? Și tu ai zis că bărbatul face primul pas. Bun, eu te-am înțeles. Am făcut mici pași, de fiecare dată care am fost, de fiecare dată când am vorbit cu tine, am fost respins că ba erai supărată, ba plângeai, ba nu erai în starea ta. Mă obosește. Te obosesc? Păi da. Nu m-a obosit tu pe mine. Mulțumesc. Așa a spus. Ce am făcut? Nu m-a obosit tu pe mine. Dar cu ce te-am obosit? Păi mă faci să vorbești și după aia te obosesc, ce faci? Da. Lasă-mă să trăiesc eu jumătatea asta de viață. Bun. Trăiți-vă viața intens, pentru că asta este foarte, foarte important. Pot să mai zic ceva, doamna Cristina? No. Vreau să se înțeleagă, pentru că... pentru că data trecută, când i-am spus să... când i-am spus să vorbim în grădină, l-am întrebat pe cine vrei să cunoști. Ca să înțeleg și eu dacă să mă îndrept către alt bărbat sau să putem... sau continui să vorbesc cu el. El mi-a zis că vrea să cunoască pe toată lumea. Vrea să cunoască pe Adriana... pe Adriana nu, Adriana. Delia cum era. Așa. Delia, pe a... dar eu nu vreau să stau un... Da, în momentul, uite, în momentul ăsta chiar vreau să o cunosc pe Delia. Da. În momentul ăsta mă concentrez asupra Delia. Hai, gata, bine. Potoliți-vă. Dacă vorbiți despre lucruri care n-ar putea să Cristina, se concretizeze. Păi, cum să vii la mine? Adică vii la mine și spui tu mie ce îmi spui acum. Azi? Și eu am vorbit cu tine pe Instagram și te super că am vorbit cu tine și am adus emisiune. Da, nu am adus, supărați, nu am adus-o. Auzi, nu am adus-o. Nu am adus-o. Ascultă-mă, nu am adus-o nume de rău. Din contră, am spus că am fost surprins că ea a fost singura care mi-a scris. Stop. Ți-am explicat și în partea aia. Ți-am scris, dacă te-am întrebat dacă ești bine și era important pentru mine tu să înțelegi asta, nu toată lumea. Să fii în emisiune cu mine, nu cu toată lumea, că nu mă interesează, să fii în emisiune cu mine, cum ai fost și când am vorbit. Stop! Cum a fost când ați vorbit? A fost puțin Rizurie. Mai dulce, e altceva. Mm-hmm. De eu nu înțeleg. Ce nu înțelegi? Care este dezamăgirea, doamna Cristina? Scuzați-mă. Dar eu nu am o dezamăgire, Mădălina. Ce nu înțeleg? Nu, la Maria, nu înțeleg cum este okay. Dezamăgirea. Că a adus în emisiune ce a vorbit afară. Că am adus eu în emisiune. Probabil Mădălina, Maria nu vrea. Am explicat. Mă gândeam că e suficient pentru el să înțeleagă că m-ar interesa cum se simte. Atât. Nu trebuie. Venit aici și ți-am mulțumit. A vrut da, putea să... El mi-a mulțumit și ieri. Dacă am și o părere. Mi-a mulțumit și ieri. Mi-a mulțumit intenția. Ai simțit cumva că el se laudă cu faptul că voi ați vorbit? Da, că ea se înjosește ca femeie pentru că i-a scris. I-a scris ea. Asta e problema, doamna Cristina. Că ea se înjosește, că i-a scris. Nu e adevărat. Mariana, că nu e nimic de Mariana, adică nu vrea să știe lumea din casă. Știi că suntem pești amândoi și înțelegem, așa că nu spune că nu e adevărat. Așa este. Eu să tac din gură? Așa sunt pești. Că un bărbat trebuie să facă pași, un bărbat face asta, un bărbat face asta, femeia nu face așa. Deci ea, simțindu-se așa, nu știu cum să... Dar stați puțin că, nu i-a dat un mesaj lui Alex. Te zic că Alex e frumos. Asta i-a zis Alex te vreau. I-a dat un mesaj din bun simț. Ceva.
Ea i-a scris prima, deci bun, bun. Da. A avut motivele ei, dacă va vrea să-i scrie în continuare, să o facă, sunteți liberi să vorbiți, cu evident, și pe rețelele de socializare, dar să nu vă vedeți. Mariana, e adevărat că spuneai despre Codruț că ar fi marioneta Alexandrei și că dacă va veni un bărbat aici în casă, pentru tine, Alexandra l-ar înhăța cum a făcut de fiecare dată? Hmm? Da. Nu, 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 nu. Dar? Am zis că... Răspunsul Marianei, de obicei. Chiar dacă ar veni un bărbat care să spună că vine pentru mine, Alexandra, dacă îl vede și îi place de el, sare imediat după scări, de la scări, lângă tu lui și nu mai are timp omul să respire. Nu, e adevărat. Cu cine am mai făcut așa? Cu Mihai. Ce am făcut eu cu Mihai? Ba, așa este. Dar a fost dragoste la prima vedere. A fost? Chimia. Ți-a cu Mihai? A fost atracția fizică, dar n-a fost aia. Când a venit aici în casa, nu, nu, când era pe conexiune, dar asta este al meu. Asta este al viitor, dar n-am zis că mie mi-a plăcut de Mihai și tu l-ai luat. Se referă la orice variație. Oricum, oricum eu cred că au rămas lucruri. Mariana, de ce faci pe afirmațiile astea când eu nu am venit niciodată să-ți iau? Măi, a zis că dacă un bărbat va coborî după scări și ți-va place ție, ca persoană, o să sari în asta. Mihai l-a trădat în dragoste. Auzi, Codruț, dar tu zâmbești. Atunci când îți spunea Alexandra că ai fi jucăria lui George, nu zâmbeai. Însă acum când îți spune Mariana că ai fi marioneta Alexandrei, te muți. Nu, vorbeam de altceva. Aha. Da, păi da, vorbește de altceva, că vorba aia, ce rostare, să fim atenți la ce se întâmplă aici. Vorbeai cu George? Am zis că au rămas lucruri determinate între Mihai și Alexandra. Asta am zis. Da? E, tu punctai și era la alter, că, mă rog. Păi da. Adevărat. Alexandra este foarte interesată. De exemplu, Marinescu, nu, a fost interesată. De ce lea Marinescu la mișto pe Mihai? A fost foarte curioasă. Hai că mi-a spurat toate. Foarte bine, poate e geloasă. Auzi, dar tu ești curios să afli de ce te-a numit Mariana marioneta Alexandrei? Păi... Nu ba da. Ba da. Nici nu-l intrează. Da. Oh, n-are niciun stres. Ia întreabă. De ce să aibă stres? Tu ai stres pentru el? Are numai pagina de focul meu. Tu ai stres pentru dar el? Dar nu, eu am făcut afirmațiile astea în primul păi rând. Păi bă, că toată ziua vii și zici că Codruț nu face nimic, Codruț nu face sora mea Mariana, prietena mea scumpă și dragă. Păi și de ce mai ai pretenții? Auzi, de ce mai ai pretenții? Alexandra, de ce mai ai pretenții? De ce ai pretenții de la Codruț? În fiecare zi zici că, uite, stă acolo, nu face nimic, de o săptămână nu face nimic. Și când Codruț a venit și a spus că vrea să se bage, deci că nu mai trebuie. Alexandru, dacă Codruț nu mă aduce tot timpul în subiecte și nu mă mai bagă în subiecte, automat eu nu mai am nicio treabă cu el. Dar dacă el și până și astăzi, când vorbea doamna Cristina, a făcut o afirmație că da, și eu sunt interesat de Alexandra și nu mai știu. Și momentul în care a vorbit cu Mihai, la fel, a spus că... Stai că te contrazic, nu a fost o afirmație. Nu ai cu ce să mă contrazic. Nu a fost... În momentul în care a vorbit cu Mihai, el a dat exemplu, m-a dat pe mine exemplu, înțelegi? Așa? Cu toate că el nu a făcut nimic. El dădea exemplu că dacă vrei să lupte pe ea, eu știu că tu ești o femeie deșteaptă și exemplu nu înseamnă afirmație. Exemplu înseamnă exemplu. Păi ți-am dat două. Maia. Am observat că te-ai apropiat mai mult de Alexandra și Adriana. Da, da, nu, vi se pare. Și celelalte fete? De ce comentează Codruț? Codruț, dacă mai vorbești pe fundal, o să te dau afară și o să te îndemn să vorbești atunci când este cazul. Ai o criză? Nu poți să te abții? Nu mai gata. Eu cred că i-a dat energie peste care am dat. Când e vorba de Alexandra și Adriana... Gata, e suficient. Bravo, George, mulțumesc. M-au întrebat mereu, aia, hai să ieși cu noi, hai să te ajut cu ori. Adică m-au așteptat cu anumite lucruri, s-au interesat cum mă simt, cum e. Și Mădălina s-a interesat cum mă simt și așa mai departe. Doar că fetele acelealte nu au avut intenție să mă cunoască, doar fetele acestea. Doamna Cristina, da, a spus eu ceva. Zi. În momentul în care a venit în casă, a spus, îmi place de de Alexandra și de Maria. Este normal ca ele să se ducă la ea să întrebe cum ești. Cristina să-i se lamintea cocoșul. Păi da, da. Și în momentul în care tu intri în casă, tu trebuie să vii la noi să faci cunoștință. Bine, eu am făcut cunoștință cu voi, eu am venit și v-am pupat pe toate și am are ținut numele Alexandra și a Marii. Până astăzi nu punctai așa. Mariana zici cine e Mariana. Aveam cine pe tine. Că nu știa cine e. Domnișoara Cristina, îmi place cum punctează Andrada. Auzi, Alexandru, faci ce faci tot la Andrada ești atent. Păi da, păi îmi place cum punctează Andrada. Până acum 30 de minute când am ieșit din camera roșie nu punctai așa. Nu?
Avea invitat să te punctezi pe tine. Și a zis că îi place. Și acum ce ai zis? Avea invitat să te punctezi pe el. Da? Mm-hmm. Auzi, Alexandru, roiește Maria sau tu în jurul ei. Nu știu care cum, n-am înțeles exact. E greu. Dar până la urmă, cred că tot cu Andrada. Tot la Andrada te întorci. Și eu astăzi, domnul Cristina. Da. Andrada, și eu cred la același lucru, domnișoara Cristina. Andrada, eu ți-am zis, da. Și eu cred. Mascu. Doamne, că n-ați înțeles nimic. O, Maria. Trebuie să dai 100 de euro. Și eu cred. N-au înțeles colegii tăi nimic? Vom vedea, vom trăi pentru și vom că vedea. Astăzi cele 8 ore s-au terminat. Cum le știi tu pe toate? Încheiat. Da, astăzi cele 8 ore s-au încheiat. Marinescu, Jitaru, Codruț au fugit. Au fugit de tine din cauza faptului că a văzut Marinescu? Că nu e nimic aici. Marinescu da. A fugit de mine? Da. Stai niște că Marinescu încă mă caută. Eu i-am pus punctul Marinescu. Sunt curios câte subiecte mai ai, că ți s-au cam terminat. Dacă vrei, vin eu că-ți dau eu de la mine. Are 26 de ani, tu ai 18 ani, tu abia acum încep viața, tu abia acum încep să înțelegi anumite lucruri. Și ce cam 18 ani? La 18 ani poți să gândești mai bine ca unul la 26. Dar nu se vede că gândești atât timp cât îi zici de copilul ei. Îți mai place de ea? Clar că îmi place de ea. Îți place? Da. Acum o zi, tu ai spus că nu-ți place de ea. Nu am zis așa ceva. Nu? Dar dacă dăm tot pe față, să dăm tot pe față. Hai să dăm. Nu te atrage nimic la Alexandra și a bătut joc de tine, dar oricum tu ai spus că nu te atrage nimic la ea. Cum poți să te împaci cu o persoană dacă pe tine nu te mai atrage nimic la ea? Nu, tu ai dreptul să-l încurajezi și să-l susții în orice zice dacă sunteți prieteni. Codruț pentru mine este o persoană foarte importantă pentru că da, știu ce suflet are și nu i-aș permite nimănui să-și bată joc de el. Asta am spus. Că-ți bați tu. Știți discuțiile dintre noi doi, tăceți, doamne, iartă-mă din gură și nu vă mai băgați, fraților, nu vă mai băgați! Toate lucrurile pe care le-a făcut cu tine și toate jignurile pe care ți le-a adus, ți le-a adus să ține te mărbăteze? Da. A făcut deja două lucruri. Cum ai apreciat tu asta? Eu am nevoie de altceva, de fapte! Dar nu contează, a început să facă ceva, tot nu ești mulțumită! Nu am vrut să accept acele flori pentru că eu Doamne. Nu am nevoie de flori. Te gândești măcar un pic la el înainte să te gândești doar la tine? Ai spus că tu o vezi pe ea că nu are nimic în cap. Ok, dacă nu are nimic în cap, tu de ce plătești cu aceeași monedă? Faci jocul, cum ar veni. Următoarea relație pe care o voi avea eu în această casă, ea va intra ca să ne despartă. Cu un comportament de mahalajoaică, îmi pare rău așa ceva, nu aș accepta eu. Eu sunt mahalajoaică? Dar ce înseamnă că s-ar la bătaia, Alexandra? Tu doar vrei să ai alt comportament pentru că știi că ești la prăpastie, Alexandra. Aia te-a plăcut vreodată sau doar s-a jucat cu tine? Nu am încredere absolut deloc. Dacă... referitor la aia, mi se pare o persoană foarte alunecoasă. Credeți că locul la ei nu mai este aici pentru că este îndrăgostită de un băiat din exterior? Am ajuns la concluzia că băieții din această casă degeaba trebuie să încerce să facă ceva pentru aia, că e în sandal. Părerea mea este să-i oferim șansa aia să se ducă să-l cunoască pe Bogdan afară. Eu știu că aici în casă mai sunt fete care te plac. Aoleu. Da, da. Gata, răspunde. Care ar fi imediat acelea? Răspunde. Lasă, lasă, hai răspunde. Dar nu, dar vreau să știu și eu care ar fi acelea. După ce a vorbit Alexandru cu Maia în camera roșie, el e clar că va lupta în continuare pentru Mariana. Dar dacă vine în momentul de față și spune, da, o să lupt în continuare pentru Mariana, Mariana o să-și dea seama că el, de fapt, lui i s-a închis ușa la mai. Taci din gură, că ai avut cuvântul și n-ai vorbit. Ai avut cuvântul și n-ai vorbit. Acum ataci. Am zis că nu mai lupt pentru Mariana. Acum ataci. Dar ai avut cuvântul, n-ai vorbit. Deci, dar nu vorbește, vorbește atunci. Domnul Rareș are ușa închisă la Maia și dacă vine acum la Mariana și bate din nou la ușă și spune: "Mariana, știi, eu o să lupt în continuare pentru tine."
Domnișoara Mariana, băiatule, ia-ți tu catrafusele și du-te acasă. Mariana, te rog, frumos să-mi confirm. Băi, și cum o să fac? O să-i dea mesaje acasă? Cum o să, faceți voi, o să mai lase câteva zile, o votează la protejați în gală și tot așa. Și după aia, da, Mariana, eu lupt în continuare pentru tine. Dar cum nici, repet, când n-am zis nici măcar odată, bineînțeles, bravo, George, nici m-aș trebui să-mi. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.